Doi câini cu mirosul foarte ascuțit sunt așteptați să vină la Pitești zilele acestea tocmai din Italia pentru a-i scoate prin pădurile argeșene să simtă pe unde sunt ascunse trufele și dacă ele există în Argeș, după cum a transmis prefectul Gheorghe Davidescu. Câinii sunt așteptați de către șeful direcției silvice Ion Dobrinoiu în cadrul unei acțiuni pilot care se va desfășura în Argeș. Colaborând foarte bine cu niște italieni care au o fermă ce produce trufe, aceștia vor trimite cei doi câini în Pitești pentru a merge prin pădurile argeșene și a vedea dacă într-adevăr acolo se găsesc trufe. Câinii sunt antrenați pentru a găsi trufele ce sunt cunoscute ca fiind cele mai prețioase ciuperci, o delicatesă de altfel deoarece sunt și foarte scumpe, se vând cu 1000 de euro pe kilogram.